Amestec de 10 ori mai puternic decât orice antibiotic din produse naturale. Avem nevoie de 8 produse, un blender, acum vă spun ce produs și care e procedura. Amestecul ăsta se pregătește și se ține într-un borcan în frigider. Acum și-l facem împreună, puteți să-l folosiți când sunteți obosiți, stresați, puține simptome de răceală, febră, tuse, nas înfundat. El protejează organismul de virus, bacterii, agenți patogeni de răceală, plus vă întărește sistemul imunitar. Antibioticele, ele se luptă doar cu câteva bacterii, le omoară, virus, alți agenți patogeni nu omoară, plus ne strică sistemul nostru imunitar, flora intestinală. Dar produsele este din produse naturale, plantele au și au proprietate, ele și-au făcut mecanismul ăsta de apărare de mii de ani, pentru că planta stă într-un loc, crește și ele s-au dezvoltat mecanismul ăsta de apărare împotriva virus, ciuperci, alți paraziți care vor să le atace. Și iată, noi putem din plantele astea să le folosim pentru imunitatea și sănătatea noastră. Deci avem nevoie de un blender, o lămâie, o tăiem așa cum este e, cu tot cupajul punem în blender. Avem nevoie de 12 căței de usturoi. Mai departe avem nevoie de așa o treime din pahar de chimbir dat prin rozătoare. Curcuma, avem nevoie de o lingură de praf, praf puteți rozătoare. Avem nevoie de o treime de pahar de așa undeva până la 100 de mililitri de oțet de miere. Două linguri de ulei de măsline, străduiți extra virgin, presat la rece, eu pun așa la ochi. Avem nevoie de două-trei linguri de miere. Dacă aveți manuca, miere e foarte bun. Dacă nu, puteți spuneți miere obișnuită, un pahar de apă, apă calitativă, tot asta punem în blender, iată așa se primește și punem la măcinat. Am obținut iată așa un amestec, miros destul de plăcut. Dacă aici nu s-a umplut borcanul, ăsta la mine de un litru, puteți să-i adăugați o leacă de apă, să-i lăsați de un deget așa spațiu liber sus. Îl închidem bine și îl punem în frigider, să știți cu cât el mai mult stă, cu atât el e mai bun și e mai puternic. Și când aveți oboseală, când aveți ceva o problemă de sănătate, vă doare capul, stres sau răceală, puteți să consumați câte o treime din pahar, câteva linguri dimineața, seara, înainte de masă.